Domnilor, vă salută tata Nelson Mondialu, bineînțeles ca și în fiecare zi, cum sunteți obișnuiți, să încarc câte un clip cu o poveste, cu o aventură, cu o zgârietură, cu una alta, înțelegeți, să vi le dau la valoare. Bineînțeles, sigur, și astăzi am pregătit una. Domnilor, astăzi vom afla despre concurenții din casa Ninunii, înțelegeți, câte una alta. Acum voi o să spuneți că de un timp încoace am lăsat-o pe, auziți, bibișor, pe mumușor, am lăsat-o la o parte. Nu e adevărat, o luăm în primire și pe ea, pentru că o vrut să aplice un, o din asta de luptă fără să gândească, înțelegeți? Astăzi o luăm pe muiul de bibișor, îl luăm pe peruca, o luăm pe cap de cal, îl luăm pe mamutul, înțelegeți? Și îl luăm pe enotul. Cam ăștia ăsta. O luăm prima dată, ca să nu ziceți că s-a pe bibișor. Domnilor, fata asta, înțelegeți, după cum știți, noi dăm niște detalii. După cum știți, are prea încărcată Etiopia, Etiopia distinsă dintre picioare. Înțelegeți? O are prea încărcată. De-aia nu ne băgăm în ea, pentru că s-ar putea lăsa cu vreo bolă, blemoragie sau alte bube negre. Și atunci trece la partea opusă. Domnilor, e, de fapt, o plecat la emisiunea asta, o ajuns cum o ajuns, vai și amar știe lumea, înțelegeți? Dar problema îi următoarea. O pus la cale o înscenare groaznică care putea să mă ducă spre, eu nu vreau să zic spre ce, că mi-e rușine, e voi publicul. Fiți atenți ce-a făcut. După cum știți, e foarte puțin a fost acasă și când a fost eliminat, a fost la Constanța. La Constanța și-a închiriat o garsonieră, înțelegi, unde întreținea relații cu alți bărbați, bineînțeles, cu, prin intermediul de la unul la altul. Ea spunea că face tatuaje pe plajă, vedeți-vă, e treabă, că nu, ce să tatueze asta, carurile din ea. Da, domnilor, și ce s-a întâmplat? După ce a fost primită înapoi în emisiune, că nu i-a mers treaba cum trebuie, înțelegi, a fost primită înapoi în emisiune, s-a zvârlit în spate la ogarul meu. Înțelegeți? Ce se întâmplă? Trebuia să vină 2019, trebuia să vină cocotierul acasă de Crăciun sau de Revelion sau ăla, nimic, fraților. Nu a mai vorbit cu noi, nu nimica. Ce-a făcut asta? Fiind profesoră, că ați văzut din clipulețele cu Pleșa sau Pleșca, cum îl cheamă, fiind profesoră, domnilor, când l-a luat pe ogarul meu, l-a dat peste cap ca pe iepurilă, ferească Dumnezeu, ăsta s-a îndrăgostit ca și orice tinere, s-a îndrăgostit ea. Ce-o zis? Stai așa, auzi-ți mâncava și l-o chema pe frate său ca să facă o cununie civilă, să se logodească lobul cu ea și să fie un martor, înțelegeți, din partea familiei. De la mine primea pumnii în gură, din partea ei, normal, l-o băga pe frate-sul, care, după câte suntem foarte științați cu astea, înțelegeți voi, filmele astea, dar nu ne interesează pe noi, că e treaba lor, e plăcerea lor. Da, domnilor, deci o vrut să mi-l bolânzească pe copil să facă logodna împreună, să-și ceară, să-și dăruiască cu inele, cu dinele, înțelegi? Eu, domnilor, căutam inelul lui Liana, mâncava și Dumnezeu să vi-l caut și nu-l găseam și era să o bat pe Liana sau să o nenorocesc, spuneți inelul. Nu că ar fi valoare, nu știu ce, și că muream eu dintr-un inel, dar e valoare sentimentală amintărească, adică amintire. Nu e inelul, unde e inelul mâncava și-a luat cocotierul, inelul mâncava și Dumnezeu, ineluș cu piatra albastră, tăiești fericirea noastră, cum să-l iei tu să-l dai, vi-l arăt în alt clip inelul, înțeleamu-i la amanet, l-am băgat de frică, eu le-am băgat la amanet, mâncava și Dumnezeu, înțelegeți? Bun, ceva nu concis acolo, normal că ceva nu concis, pentru că eu atunci am fost foarte supărat. Înțelegeți cum copilul de Crăciun nu e acasă, de Revelion nu e acasă, o ales să rămână cu muia asta. Băi, uitați-vă, eu nu vorbesc ca eu să ziceți că am ciudă pe ea și de astea.
Înțelegi? Ciuda, păi, da. Dar nu să ziceți că vorbesc în ciudă. Băi, oameni, uitați-vă la gura ei, mă. Are o față toploșă. O priveliște de alcoolistă lipoveancă. Înțelegeți? Fața aia de lipoveancă, alcoolistă. Eu am fost în baltă la bac cu trei. Aia beau, mâncava și de rupe. Înțelegi, lipoveancă și cu cântă. Și are buza aia, buzele alea, ați văzut ca și la persoanele care nu au avut antură mult timp aici sus. Înțelegi? Și după aia și-o pus din degeaba, și-o pus dință că buza formată e ticat înăuntru. Sau de la persoanele care face oral, dar nu-l face, îl face într-o frecvență, știu eu, supărarea asta. Are o gură urâtă, mă, urâtă, plus că buzele alea și-o băga și clorofilă e, mâncava-și Dumnezeu, deci buzele alea, gândești că-s tranșee, gândești că-s tranșee, fiți atenți, tranșee, de pe timpul războiului, mă, bombardate și lovite. Deci n-are rost. De, băi, oameni, o intervenit frate-s-o, înțelegi, ca să fie martor la cununie. Băi, ca să vedeți, voi n-ați știut treburile astea. N-ar știu treburile astea, băi, oameni, măi. Ce-o vrut să facă în Turcia să se cunune. Cred că mai știa cineva din emisiune. În fine, eu am aflat pe traseu și pe parcurs de la o fată de acolo din emisiune, care și fata aia, de Crăciun, o stat acolo. Înțelegeți? De Crăciun o stat acolo. Ei au vrut să facă cununia de Revelion. Înțelegeți? Da. Cununie în trei ani. Au zis că pe Bosfor, pe nu știu ce, o mers la restaurant, dar nu știu. Domnilor, oricum, inelul nu putea să ajungă de la o femeie caliană la o... În fie aia, oleo, în fie. Bun, după care, înțelegi, m-am luptat în toate fronturile și în toate ele și am zis, măi, copile, uite-te, măi, cum să faci așa ceva, mă, mâncați-aș Dumnezeu, mă. A venit și ți-a, în fine, mă, atâția din aia, mă, că ați văzut, mă, în casa aia, în primul sezon, Panorama o avut pătăți, mă, eu avut, mă, pătăți băieți frumoși și stilați. Pătăți băieți frumoși și stilați, eu avut ea. Înțelegi? Acum, nu știu, acum nu știu, sper că, înțelegi, am zis să o iei pe Ramona, publicul nu vrea Ramon, am zis pe el, la el a zis că nu vrea că își ador preitin și din ele. Domnilor, să vedem atunci, să vedem atunci, băi omule, așteaptă să ducă o altă femeie. Și dacă nici acolo, las că-ți găsește tata, merg la școală, vii acasă, merg acolo la generală 3, clasele 5-7, îți alegi una frumoasă, îți place de ea, îmi place. Tu, fată, părinții tăi, unde să acasă? Băi, oameni, auziți, îți place copilul meu, uitați, școală elevantă, așa, încoace în culo, are, nu trebuie să muncească fata ta 35 de ani, 100 la milion. Înțelegi? Păi, băi, oameni, auziți, da, bun. Deci, domnilor, să sperăm că treburile sunt bune. Acum, cum am zis? Că tăți a zis că mi-a spurcat copilul. Bun, mi-a spurcat copilul, că o i-au făcut ciuci, acolo că a văzut toată lumea, bă, nu pus, bă, ca să o ai ei. Hai în casă, stai cu mine la masă și am văzut ce ai făcut acolo. Doamne, fer, dar păi când crește copilul, mamă, tu ce ai făcut când ai fost mică? Uită-te, dragul meu, pe net, uită-te pe net, uită-te pe net. Înțeles, n-are nici, deci după atâta timp, 2 ani, petrecuți acolo în Casa Puterii, înțelegi, unde au fost băieți din partea regatului, din partea Banatului, din partea Ardealului, din partea... Deci nu au putut să selecteze ăsta fluent de vorbire, o dă tot în moldovenească, din aia țărănească, mâncava și Dumnezeu, tăi plângeți ai în pune. În fine, trecem mai departe. Nu le luăm pe așa zisul, așa zisul luptător, cască de bicicletă. Cască de bicicletă, după cum știți, turcalețul, cască de bicicletă, avea impresia acolo în emisiunea aia, dar vă spun eu, a intrat copil care locuiește cu el în bloc, în aceeași scară, nenea Nelson, uite, acum ies și vă arăt etajul și apartamentul, ușa. Înțelegi, bă, băiatule, nu trebuie să-mi arăți că te crezi, înțelegi? Da, da, nenea Nelson, ce vă pot spune despre el, de am intrat, că ziceți foarte nervos, nu că aș avea ceva sau asta, sunt foarte nervos când eu îl cunosc și îl văd la televizor ce impresii și figure are.
Înțelegi? Sunt foarte nervos pe el și uite, acum vă spun. Acesta a fost un copil problemă acasă. Să știți în primul rând că părinții lui nu e cum au spus la televizor, că părinții lui sunt din aia mari, cu școală și cu studii. Nu. Sunt oameni normali. El a creat doar probleme. În bloc toată lumea știa că părinții lui erau supărați din cauza problemelor create, adică le lua bani. Le lua bani. Deci lui trebuia să îi se dea bani tot timpul. Bani ca să iasă în oraș, deși el pe centru mai puțin. Băi oameni, băi ăștia din Bacău, spuneți-mi care l-ați văzut. De copilul ăsta nu mă minte, Nenea Nelson, ăsta nu era băiat de centru. Merea la sală, mai prin laterale umbla, dar pe centru nu. Nu era nimic, n-avea nimic în el. Înțeleg, nu era agreat pentru că prostia lui. O și luat vreo 20.000 de basturci, deci pentru că umbla înțepat. La ăștia, la Bacău, nu merge pe înțepate. Înțelegeți? Deci, ăsta, băi, oameni, și zice, într-adevăr, l-am întrebat, bă, s-o luat chirie, s-o cumpărat apartament la Brașov? Nenea Nelson, unde să-și cumpere, că ăsta e un sărac. Deci, domnilor, fiind vorba, s-o înțeles că pe la Brașov, da, s-o luat chirie, unde o mărs cu cap de cal, care, reamintim, cap de cal de la 12 ani fugită de acasă, am făcut acum 400.000 de kilometri de caruri intrate, că am făcut un calcul pe al canal, de la 12 ani până la vârsta de 27-28 cât are, ori așa, ori așa, și s-a ajuns la 400.000 de kilometri. Domnilor, drumul, pământ, lună și încă mai rămâne puțin către Marte. Înțelegeți? Deși asta, fugită de acasă de la 12 ani, a intrat în, după ce s-o scorbăcit-o până toate ghetourile, până ferentar, până alea, până așa, s-o scorbăcit-o, înțelegi, a intrat în emisiunea Casa Puterea, acolo și e, și acolo, s-o lovit cu vreo 6-7, înțelegi, dar eu nu știu cum, domnilor, cum se face, cum nu se face, pentru că vede, face spume la gura asta. Când se enervează, trebuie dus să-și luăm control psihiatru. Înțelegi? Oricum, om fundat în ei mai mulți, acum nu le dau numele la, nu pentru respect aici, americanurile mele. Așa că nu vreau să le ating numele la băieții care au frecat-o, înțelegi? Deși voi știți că au frecat. O panoramă și o jigodie și împuțită asta. Dar sigur că da, domnilor. Bun. Cu turcul împreună, au făcut la Iași, o mărți și luați pe ăla, pe italian, în cameră, înțelegeți? I-au pus din alea de dormit, l-au ars, nu știu, știe mai multe, înțelegeți? Știe mai multe, pentru că n-am intrat ca să mă interesez. N-am intrat să mă interesez, dar Mocanul știe tuto. Înțelegeți? Italianul l-au ars pe cu, o l-au confundat italianul cu asta. A fost lumina stinsă, au fost drogați toți și în loc să o arde italianul în găoază pe cap de cal, l-au ars pe turcul. Turcul s-a enervat, băi, după ce băi, turcul s-a era rupt, s-a trezit cu ea în cur. Băi, wow, tu nebunul, ăsta ne vede italianul. Eu dor prost, eu nu fac, aoleo, italianul, ți-a băgat italianul, da. Și l-a executat pe italian de bani, l-a scos la judecată. Înțelegi? Ia cu el. L-a scos la judecată, mă, italianul, ce să mai zic? L-a frecat. Băi, omule, am crezut că e. Bă, da, să n-a ce pchele la cur avea muiul. Ha? Da. Bun, domnilor, tracem în partea opusă la Mamutul. Mamutul, am vorbit cu niște prieteni, uite chiar să ăsta, am vorbit cu niște prieteni care, într-adevăr, îl cunoaște. Deci voi a spus că nu-i Mamutul cu accidentul, vă spui 100%. E Mamutul cu accidentul. Înțelegeți? Ia uite aici, Circuniță. 1, deci cu Circuniță, Lobătuniță, are proces, deci Circuniță, Lobătun de spart, are proces cu el, înțelegeți? I-a cerut nenorocitul 50.000 de euro. I-a cerut nenorocitul 50.000 de euro. Sunt proces, Lobătut în perioada Crăciunului. Lobătut, înțelegeți? Și Ionuț Negoescu are
numai, nu Ionuț Negoescu, Andrei Popa, Iulian Florin. Și Iulian Florin, deci Iulian Florin, care lucrează la Magic Cell Security, Iulian Florin l-a bătut și el. Deci am vorbit cu băieții, dar nu numai cu ei, am mai vorbit și cu alții. Nelson zice, ăsta e un țărănuș de la Magiun. Zice, Magiunul e foarte bun, dar el e foarte prost. În primul rând, o lua bătaie și la Topoloveni, de la o groază de prieteni de-a lui, pentru că jigodia penală se dădea la nevestele prietenului. Deci tu erai cu nevastă, ta erai cu el la masă, stăteați, povesteați, râdeți și el îi făcea semne discrete sau cu o atingere sau din ăla, înțelegi? Bun, a fost o parte care nu a putut să-l bată, dar o pus pe alții prieteni, uitați-vă ce mi-a făcut ăsta. Deci numai bătaie o făcut. Măgări, lua bani de la copii, înțelegi? Lua bani de la copii jepci, un fel de jepci, că, nu, înțelegeți, era mare, împlinea, băi, ce faci, tu zgâlea, deci, după 2 ani de pușcărie, au ieșit cu acel vocabular, care nu l-a lăsat la o parte. Acel vocabular, le-ați auzit în clipurile înregistrate de Sergiu. Deci, domnilor, nimic nu-i lucrat acolo. Tot e redat fix cum e înregistrat. Pe scârba are un tupeu ordinar și nemărginit de a minți că îs făcut e. Deci, băi, oameni, bă, trebuie să fii prost să-l crezi pe jigodea asta care va plăti cu vârf și îndesat. Înțelegeți? Oricum, i-o dat Filip, i-o dat toți, l-o servit, dar Filip e primul, l-o servit l-o servit, mă, de s-o pișa pe el, mă. O făcut piși în pantaloni și o strigat ajutor poliția, vă spun eu, 100 la milion. O sări la Gabriel, când ăștia nu au fost atenți, înțelegi? O sări la Gabriel, când o sări la Gabriel, Gabriel s-a luptat cu el, o sări și ăștia la bang, 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 și l-a anihilat și i-o dat. I-o dat la mamutul. I-o dat de, o făcut piși în pantalon și-o strigat poliția, ajutor, vă rog, mă moară. Și-au venit vreo 30 de turci din staff. Înțelegi? Și-o tras de ei ca și de fiare. De luptători ăștia, ca și de fiare. Deci, domnilor, ce să vă spun altceva? E o javră împuțită care a trăit cu măsa, înțelegeți? Am înțeles că o făcut înainte să intre în pușcărie, înțelegi, au făcut niște prostii foarte urâte la cur cu încă unul. După ce a ieșit din pușcărie un timp, au făcut videochat și la chele asta, da, au făcut videochat, după care au prins premiza aici la emisiunea asta. Nu vreau să intru altceva, vedeți că ei au recunoscut și au spus ceva în filmările alea. Pentru mine e prea rușinos ca să zic de doamna, înțelegi, nu mă bag. Nu mă bag. O ajuns acolo cum a ajuns. Bun. Îl luăm pe Enotu. Enotu care nu are rușine. Nu are rușine deloc să vorbească la adresa mea. Adumite prostii. Dar la Enotu, Jador, l-a dat în primire cu Mirciulica. Domnilor, am aflat cine e Mirciulica. Mirciulica e cel din primul sezon. Înțelegi? Au fost prinși. Nu-i postaze indecente. Acum, domnilor, voi stați și calculați cum îți place bărbatul, trăiești cu femeie, ai nervul la cur, ești băiat, ești prins în postaze indecente cu un bărbat. Interesant de tot. Interesant de tot. Domnilor, mâine vine și bătaia. Vine și bătaia filmată, o să vedeți bătaia, domnilor. Acum să vedem ce va fi. Vă mai spun încă o dată, din emisiune, eu i-am dat afară. V-am arătat cu vorbirile, înțelegeți? Eu i-am dat afară, domnilor, după ce am sunat, cunoscându-mă cei de la emisiunea Canal D, după ce am sunat, dar de ce îmi bagi din ăsta aici, am reușit să vorbesc cu o persoană
care are acces acolo, nu te încarce să te mânce și nu poți să intru pe nomă, dar ce intră aici, WhatsApp-ul. După ce am vorbit cu acea persoană, fraților, păi, ne cugem. După ce am vorbit cu acea persoană, înțelegi, am ajuns, cunoscându-mă foarte bine, am ajuns la unde ești, am ajuns la frumoasa chestie, înțelegi, să-i dea afară. Înțelegeți, domnilor? Așa. Nu vă pot arăta, 16 aprilie 2020. Înțelegeți voi? Să-i dea pe nenorociți afară. Și i-o dat afară. Domnilor, după cum vedeți, roșii cu brânzică, pâine cu unt, domnilor, și cu gem de merișoare. Înțelegeți voi cum stă treaba? Problema e ce nu o făcut videoteca. E normalul ca zgleamța de cap de car să nu mai intre în emisiune. O să mă întrebați, Nelson, dar de oprică, de ce nu zici nimic? Rar când o dat oprică în Lobo. Când o dat în Lobo, o dat din cauzele acestei putori. Întotdeauna nici turcul n-avea nimica. Cu Lobo, nici mamutul, tot ce-o porni de la muia asta. Ascultați să vă spun. Pentru că se lua de, muia dădea foc, se lua cap de cal de aia, trebuia să intervină Lobo, se lua pilul de aia, trebuia să intervină Lobo. Înțelegi? Iar acum când a fost scandal și făcea astea fetiță, cum ai făcea? Muia tătea din gura. Singura care s-a băgat a spus la turcul, de ce ai mă să sar la Lobo? De ce ați mă acolo? Au fost pirui. Înțeles? Acum nu că gata, ăia de oameni. Dar nu mă zic. Zlanța și în ultimile momente și secunde ataca. Au văzut cum e prietenia între ei. Între Lobo, Marius, Filip, Gabriel și încerca să bagi beță în roate, mă. Chiar cu zi înainte de atac. Eu la Brenda. Ce nu-ți convine tu, ieși pe Filip dacă sunteți pe alea, că ieșiți afară din emisiunea. Înțeles? Ma, asta va fi o panoramă că zice oare ce fac, cum fac după ce plec din emisiunea asta, unde mă duc? Nu te îngriji tu, fată, unde mergi. Că la Lobo i-ai zis că stai 2 săptămâni și bacea vii la mine la ușă. Eu te puneam în pat. Înțeles? Nu te frecam, Doamne feri. Nu te frecam. Înțelegi? Dar nici nu spun ce făceam. Așa, n-aveai tu cum să vii la mine la ușă. O panoramă sugace.
Deci, domnilor, stai liniștită că-ți găsești tu. Te e, Andy, te e, știu care și că sunt acolo la Galaz, la Brăila, sunt care te descurcă de n-ai văzut. Înțelegi? Tu ești construită ca să fie așa ceva, mașină de, înțelegi? Să vede pe clipurile care le-ai făcut cu pleșa. Deci, domnilor, cam asta e despre acești, nu le zic persoane, aceste gunoi ale societății. Vă pupă tata Nezomondialul pe fundal Sandu Ciorbă.